Bună seara, bun găsit la știrile Gorj TV, iată principalele subiecte ale ediției. Senatorul Dian Popescu a fost condamnat definitiv la 5 luni de închisoare cu suspendare în dosarul Peștișani. Demnitarul este acuzat de complicitate la abuz în serviciu. Decizia instanței supreme pentru ceilalți inculpați din dosar imediat la știri. Patria căpșunelor, doar cu numele, culturile de căpșuni din Polovraj au fost afectate grav de vremea capricioasă, iar fructele care au mai rezistat sunt vândute la preț de nimic angrosiștilor care le vând la rândul lor în piețele din Târgu Jiu cu până la de 10 ori mai mult decât le cumpără. Antrenorul Pandurilor, Edi Iordănescu, a decis să anunțe că nu a semnat până acum cu niciun club. Tehnicienul a readus în discuție faptul că Pandurii rămâne echipa sa de suflet și nu va semna cu gruparea gorjeană decât dacă se va redresa situația financiară. Judecătorii în alte curți de casație și justiție s-au pronunțat astăzi în cazul senatorului Dian Popescu. El a fost condamnat la 5 luni de închisoare cu suspendare în dosarul Peștișani. Sentința Curții Supreme este definitivă. Dian Popescu a fost acuzat de complicitate la abuz în serviciu contra intereselor publice după ce firma sa ar fi încasat ilegal 154.000 de lei de la primăria Peștișani pentru lucrări care nu au fost executate. În 2012, Dian Popescu a dormit o noapte în arest pentru această infracțiune. Tot în acest dosar, primarul din Peștișani, Florin Pavel, a fost arestat preventiv imediat ce a fost ales primar în 2012. A stat după gratii mai bine de 6 luni, după care a revenit la primărie. Senatorul Dian Popescu rămâne cu condamnarea de 5 luni de închisoare cu suspendare pentru complicitatea la abuz în serviciu. Instanța a dispus suspendarea condiționată a executării pedepsei pe un termen de încercare de 2 ani și 5 luni. Respinge ca nefondate apelurile declarate de parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și de inculpații Pavel Ion Florin, Popescu Dumitru Dian, Popescu Titus Gabriel, Isar Nicolae și Floarea Radudan împotriva sentinței penale numărul 1024 din data de 27 noiembrie 2014, pronunțată de Înalta Curte de Casație și Justiție, Secția Penală, în dosarul numărul 18870/95/2012, obliga apelanții inculpații la plata sumei de câte 300 de lei cu titlu de cheltuieli judiciare către stat, definitivă. A decis completul de 5 judecători ai Curții Supreme. În același dosar, primarul comunei Peștișani, Florin Pavel, a primit 3 ani de închisoare cu suspendare. Tot închisoare cu suspendare a primit și omul de afaceri Dan Floarea și dirigintele de șantier Nicolae Isar. Gabriel Titus Popescu, fratele senatorului, a fost condamnat la 5 luni de închisoare pentru complicitate la abuz în serviciu contra intereselor publice și 2 luni de închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de uz de fals cu suspendare. Dumitru Părvulescu, director în Ministerul Finanțelor, a fost achitat. Atât managerul complexului energetic Oltenia, cât și procurorii anticorupție de la DNA Craiova au contestat controlul judiciar pe care l-au decis magistrații Tribunalului Dolj. Procurorii au cerut din nou arestarea preventivă a celor 3 directori din cadrul CEO, iar Laurențiu Ciopotărică a cerut ridicarea controlului judiciar. Săptămâna trecută, magistrații au decis ca Laurențiu Ciopotărică și Dorina Jianu să fie plasați sub control judiciar pentru următoarele 60 de zile. Daniel Antonie, șeful diviziei miniere, este cercetat în libertate. Acum judecătorii de la Curtea de Apel Craiova vor da un verdict. Procurorii DNA Craiova au cerut arestarea lor preventivă. Magistrații Tribunalului Dolj au decis ca doar 2 dintre directorii să fie cercetați sub control judiciar. Laurențiu Ciopotărică și Dorina Jian au fost plasați sub control judiciar pentru următoarele 60 de zile. Judecătorii au transmis și restricții pentru cei doi: să se prezinte la organele de urmărire penală, la judecătorul de drepturi de libertăți, judecătorul de cameră preliminară sau la instanță, ori de câte ori este chemat, să informeze de îndată organul judiciar care a dispus măsura sau în fața căruia se află cauza cu privire la schimbarea locuinței, să se prezinte la Poliția Comunei Răzvad, județul Dâmbovița, conform programului de supraveghere întocmit de organul de poliție sau ori de câte ori este chemat, să nu depășească limita teritorială a României decât cu înconvințarea prealabilă a organului judiciar, să nu comunice cu inculpații Jianu Dorina, Antonie Daniel și martorii Radu Cristian Eugen, Medințu Aurel, Petroniu Ion, Slăvulete Ioana Delia, Boca Vasile, Olaru Sorin, aspecte ce țin de prezenta cauză sau cu membrii familiei acestora, direct sau indirect.
direct. În cazul în care cei doi directori nu vor respecta aceste reguli, riscă să fie plasați în arest la domiciliu sau arest preventiv. Mâine, magistrații de la Curtea de Apel Craiova urmează să decide dacă vor înlocui sau nu această măsură cu arestul preventiv, cum cer procurorii, sau vor dispune înlăturarea acesteia, cum a solicitat Laurențiu Ciobotărică. Cei trei directori din CEU au ajuns în vizorul anchetatorilor după ce au semnat o hotărâre de directorat, prin care fostul director al Diviziei Energetice, Aurel Medințu, a primit 128.000 de lei după ce și-a dat demisia, deși acești bani nu erau prevăzuți în contractul său de mandat. Procurorii au notat că noii directori au avut sarcina clară de la instalare, iar aceasta era să scape de foștii membri ai directoratului. Tot în acest dosar, Ciobotărică a fost deținut în urmă cu 2 săptămâni pentru 24 de ore. El este acuzat de abuz în serviciu. Un inspector din cadrul primăriei Tismana a fost trimis în judecată pentru luare de mită. Procurorii au transmis că Eugen Cristian Moldoveanu ar fi cerut suma de 700 de lei de la o femeie pentru a elibera autorizație de construire a unui imobil, dându-i în același timp asigurări că nu o va amenda dacă va construi fără autorizație. Anchetatorii mai spun că angajatul primăriei Tismana a primit de la martora denunțătoare suma de 415 lei. Prin rechizitoriu s-a formulat propunerea de menținere a bărbatului sub control judiciar. Măsura a fost impusă din luna februarie și a fost prelungită. Patria căpșunelor doar cu numele. Culturile de căpșuni din Polovraj au fost afectate grav de vremea capricioasă, iar fructele care au mai rezistat sunt vândute la preț de nimic angrosiștilor care, la rândul lor, le vând în piețele din Târgu Jiu cu până la de 10 ori mai mult decât le cumpără. Toți cei localnici din Polovraj cultivă pe suprafețe mai mici sau mai mari căpșuni. Pentru că nu au un centru de colectare, singura salvare a micilor producători mai stă în turiștii care se opresc să cumpere fructe autohtone. Cultivarea căpșunilor este îndeletnicirea principală a locuitorilor din Polovraj. Localnicii sunt oameni harnici și, deși nu se pot lăuda cu pământuri roditoare, au găsit soluția cultivării lui cu căpșuni. Vremea rece și grindina le-a distrus însă culturile. Cultura anul ăsta este compromisă din cauza atmosferei. Timpul a fost anul ăsta nefavorabil pentru noi. A dat înghețul, după îngheț a venit piatra și s-a produs lovirea fructului și se strică imediat. Primul lucru a fost că ne-a afectat înghețul și după aceea a continuat cu ploi. Iar ce a mai rămas se vinde pe preț de nimic. Ce a mai rămas, dar nu se vând, pentru că prețurile sunt foarte mici, 2 lei, 2 lei 50, 3 lei, maxim 3 lei 50. Și se merită să muncim? Nu se merită să muncim, muncă foarte multă și bani puțini. Mai unde le da? Le dăm la toți angrosiștii care își bat joc de noi. Efectiv își bat joc și acum nu mai vin nici ei. Ar fi mult mai bine dacă ar veni. Ultima dată le-ați dat cu 1,50 kg? Păi ultima dată nu le-am mai dat cu nimic. Efectiv le-am dus acasă și le aruncăm. De profit nici nu mai încape vorba. Suntem distruși. Mai este localitatea Polovraj, patria căpșunelor, așa? Era cu Ceaușescu, le dădeam cu 4 lei și luam, dar acum suntem chit. Le dați cu un leu. Cu un leu, am ajuns, în țara asta a ajuns bătăie. Asta trebuie să o muncești de când iasă căpșunica, planta, trebuie să o curăți de buruieni, dau buruienile dacă e anotimpul cum a fost anul ăsta ploios, dau des, trebuie să-i faci de 4-5 ori. Mai bagi și oameni și mâncarea e foarte scumpă și bani. Primul an nu e productiv. Dacă este ploaie, prea multă se strică căpșunile. Dacă nu este ploaie, nu se fac căpșunile. Și aici la noi sunt zonă necooperativizată, dar este cu piatră. Nu e din aia ca să meargă producția pe soluri cum în altă parte fără pietre. Nu doar căpșunele au avut de suferit, și cireșele au fost afectate de vreme. Micii producătorii se plâng că nu au avut loc în piață și se mulțumesc să le vândă pe prețuri mărunte. După ce au stat la mila vremii, stau și la mila trecătorilor, turiști care se opresc să cumpere câteva căpșune proaspete și naturale. Da, ieftin. Asta e șansa. Dumneavoastră, cei care sunteți în trecere pe aici, sâmbătă, duminica, să mai cumpărați de un kilogram. Da, sunt oricum, sunt mai ieftine ca în magazin. Sunt mult mai ieftine. Și naturale. Cred că și naturale, da. Și... Sunt 100%. Da.
O altă problemă a micilor agricultori este lipsa unui centru unde să le colecteze. În plus, deși au încă savoarea de pe vremuri, fructele noastre au pierdut lupta cu cele aduse din import. Mai rezistente și mai robuste, căpșunile grecești, turcești sau spaniole reprezintă acum 80% din piața autohtonă. Au început înscrierile pentru examenul de bacalaureat de astăzi. Până pe 3 iunie, elevii de clasa 12 se pot înscrie la secretariatele liceelor pentru a susține examenul de bacalaureat. Înscrierile se fac atât pentru absolvenții anului școlar 2015-2016, cât și pentru cei din promoțiile anterioare care nu au promovat examenul. Potrivit calendarului examenului de bacalaureat, înscrierea candidaților pentru prima sesiune are loc în perioada 30 mai 3 iunie. Înscrierile se fac atât pentru absolvenții din anul școlar 2015-2016, cât și pentru cei din promoțiile anterioare care nu au promovat examenul. Potrivit Ministerului Educației, înscrierea candidaților pentru acest examen se realizează prin fișotip informatizată la secretariile liceelor pe care aceștia l-au absolvit numai în perioada prevăzută în calendarul examenului. De asemenea, elevii români care au studiat în străinătate se pot înscrie la examen numai după echivalarea studiilor și promovarea examenelor de diferență stabilite de Ministerul Educației. Examenul de bacalaureat va debuta în data de 13 iunie. În județul Gorj sunt 12 centre specializate în care se va susține examenul maturității. De săptămâna viitoare, din 13 iunie, de fapt, vor începe probele de competențe în cadrul examenului de bacalaureat 2016. Pentru probele scrise, la nivelul județului Gorj, există 12 centre de examen organizate și, de asemenea, există 3 centre de evaluare zonală. Nu putem încă să precizăm dacă evaluarea probelor scrise se va realiza la nivelul județului Gorj sau, ca în anul anterior, în alt județ. Putem să vă spunem că probele de competențe se desfășoară în fiecare unitate de învățământ liceal care școlarizează elevi în clasele a 12-a. Le dorim tuturor succes și rezultate pe măsura eforturilor de pregătire, eforturi desfășurate de-a lungul acestor ani. Examenul va începe pe 13 iunie cu proba de evaluare a competențelor de comunicare orală în limba română. Între 15 și 17 iunie va avea loc evaluarea competențelor la limba maternă, iar între 21 și 24 iunie se va desfășura proba de evaluare a competențelor digitale, urmată între 27 iunie și 1 iulie de proba de evaluare a competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională. Sunt asistate, dar continuă și în ciuda deciziilor instanțelor de judecată. Este vorba despre lucrările la centru ocolitoare a orașului, care sunt în plină desfășurare. Asta cu toate că există o decizie de asistare a lucrărilor în zona Amaradia. Procesul s-a mutat acum la Curtea de Apel Craiova și un alt câștig de cauză nu i-a încurcat pe constructori în continuarea lucrărilor. Drumarii amenință că vor intra cu buldozerele pe terenurile din această zonă și în ciuda unei hotărâri definitive nefavorabile. Chiar dacă există o hotărâre judecătorească prin care au fost sistate lucrările la centura ocolitoare în zona Amaradia ca urmare a procesului intentat de notarul Silvia Badea, acest lucru nu încurcă pe constructorii să-și continue lucrările în alte locații. Deja primii piloni au fost ridicați, urmând ca lucrările să meargă pe făgașul normal. În tot acest timp, Comisia de Reevaluare a Sumelor Acordate Proprietarilor ce vor fi despăgubiți continuă să modifice cifrele, urmând ca negocierile să fie reluate după finalizarea acestei operațiuni. Se recalculează toate prețurile pentru terenurile și tot ce înseamnă case, terenuri expropiate. A început recalcularea? Da, sigur, sigur că da. Așteptăm din zi în zi să fie, să fie terminate ca să putem să îi înștiințăm pe cetățenii care sunt expropiați. Tocmai din aceste motive, Comisia de Expropiere nu s-a întâlnit, nu a venit la Târgu Jiu, domnul director Cătălin Homor, dator din Express. Până nu se termină să-i spunem, așezarea prețurilor, nu se întrunește comisia. Vor primi oamenii bani mai mulți și atunci cred că motivul pentru care s-a solicitat sistarea lucrărilor n-ar mai exista. Procesul intentat împotriva CNADNR a ajuns la Curtea de Apel Craiova, însă o altă cauză pierdută nu pare să încurce în continuarea lucrărilor. Ar putea fi deviată centura? Ce nu, se va întâmpla? Este exclus. Este exclus, mai ales că acolo o parte din lucrarea de artă este făcută. Sunt deja făcuți 4 piloni.
înseamnă cheltuieli foarte mari, înseamnă că se pierde ce s-a cheltuit, ce s-a lucrat până acum, înseamnă modificarea de proiect. Nu, eu cred că se va găsi soluția să se continue lucrările. Cam cât credeți că se va... În tot acest scandal sunt prinși peste 28 de proprietari de case și terenuri care nu vor să renunțe la imobile în favoarea construirii acestei centuri ocolitoare a municipiului Târgu Jiu. Cu toate acestea, oamenii vor fi despăgubiți, iar sumele urmează să fie recalculate de către o comisie de specialitate. Atmosfera de poveste seara trecută în Parcul Central din Târgu Jiu, 10.000 de cutiuțe din hârtie flaxurată au fost amplasate pe aleile din Târgu Jiu. Cercetașii României organizat pentru cel de-al cincilea an Festivalul Luminii. Aproape 150 de tineri au muncit în fiecare zi timp de 2 luni pentru a organiza acest eveniment care a atras sute de priviri curioase. Amănunte și mai multe imagini după o scurtă pauză de publicitate. Rămâneți cu noi! Ne-am întors la știri. Violonistul Alexandru Tomescu a venit din nou la Târgu Jiu. El a cântat într-o atmosferă de poveste în Parcul Coloanei fără sfârșit cu vioara Stradivarius. A fost primul concert în aer liber cu celebrul instrument. Peste 1500 de oameni s-au strâns în fața operei lui Constantin Brâncuș pentru a-l asculta pe Tomescu. Evenimentul a fost un nou prilej pentru a îndemna oamenii să doneze pentru cumințenia pământului. Alexandru Tomescu a revenit la Târgu Jiu cu un concert de excepție. Vioara Stradivarius a fost adusă în Parcul Coloanei fără sfârșit, iar momentul a fost unul plin de magie. Am o senzație că am ajuns în altă țară. Adică ceea ce se petrece aici, în seara aceasta, ar putea fi foarte bine la Schönbrunn, în Austria, sau ar putea fi în America, la Hollywood Bowl, sau... oriunde altundeva. Momentul a primit un plus de emoție datorită artistei Ana Munteanu. Ea a desenat în nisip operele Titanului de la Hobita. Să-l desenez pe Brâncuș este foarte complicat pentru că lucrurile ideale sunt foarte simple. Adevăratele obiecte de artă sunt de fapt foarte simple și în acest caz nisipul trebuia să fie aranjat într-un anumit fel ca să iasă aceste forme fine și frumoase pe care le oferă Brâncuș. Peste 1000 de oameni au ascultat cu sufletul la gură. Pentru unii a fost prima dată când au auzit live vioara Stradivarius. Mi se pare ceva extraordinar, un lucru foarte frumos, un concert extraordinar pentru municipiul Târgu Jiu. Astfel de evenimente ar trebui să aibă loc mai des, având în vedere că ne bucurăm de niște opere deosebite și pe care trebuie să le punem mai mult în valoare. E ceva poate ce, nu știu dacă am mai fost în Târgu Jiu, nu sunt din zonă, dar e ceva care pe mine nu chiar mă fascinează și văd că e și ceva public care chiar le place asemenea evenimente. La cum se vede Târgu Jiu în ultimii 5 ani e ceva inedit. Deci e ceva, e spectaculos. Și locația specială. Locația întotdeauna a fost specială. Probabil e cel mai frumos parc din România, ăsta la Coloană. Momentul a fost prielnic și pentru a le reaminti celor prezenți de colecta națională pentru strângerea de fonduri care are ca scop achiziționarea sculpturii cu mințenia pământului. Eu cred că trebuie fiecare dintre noi să contribuim acolo cu un cent sau un centisim, un leu, dar cred că bătălia de abia a început. Pe domeniul cultural. Pentru Alexandru Tomescu, revenirea la Târgu Jiu a fost și mai emoționantă. În urmă cu 25 de ani, câștiga trofeul Festivalului Orfeus. Liceul de muzică și arte plastice Constantin Brăiloiu, unde a venit concurenți din Serbia, 4 școli din Serbia, 4 școli din Republica Moldova, a venit chiar și din Transnistria, de la 1000 și ceva de kilometri, să concureze la acest mare concurs care este o mare onoare pentru noi. Acum s-a întors în orașul lui Brâncuș, chiar în perioada în care sute de copii au participat la Festivalul Internațional de Muzică Cultă Orfeus. În 1991, pe când eram elev, am venit aici la prima ediție a concursului Orfeus. Mă bucur foarte mult să văd că povestea merge mai departe. În ziua de astăzi concursul este internațional. Sute de elevi din toată lumea vin aici la Târgu Jiu pentru a concura și pentru a câștiga premii. Este un lucru foarte frumos, foarte îmbucurător și sper să inspire pe mulți alții. Pentru celebrul violonist, concertul cu Stradivarius de la Târgu Jiu a fost inedit din mai multe puncte de vedere. Ați mai cântat cu vioara Stradivarius în aer liber?
Cred că este primul astfel de concert. Am cântat câteva minute anul trecut, chiar aici, lângă coloana infinitului, dar în seara aceasta a fost un concert special. Pe scenă amenajată lângă capodopera lui Constantin Brâncuși au mai urcat sopranele Diana Gheorghe și Lăcrămioara Crihană, alături de tenorul Andrei Mihalcea. Aceștia au interpretat arii cunoscute care i-au emoționat pe cei aproape 1500 de spectatori. A fost sărbătoare în județul Gorj, cea de-a 12-a ediție a Congresului Tinerilor Ortodoxi din Oltenia. A avut loc la sfârșitul săptămânii trecute la Turbura, în județul Gorj, acolo unde peste 200 de tineri din toate județele Olteniei au discutat despre educația creștină a tinerilor în familie, școală și societate. Manifestarea a fost organizată de Arhiepiscopia Craiovei, Mitropolia Olteniei și Parohia Poiana, iar la eveniment a fost prezent și înalt preasfințitul părinte Irineu, mitropolitul Olteniei. Și cunoscutul actor Ovidiu Cuncea de la Teatrul Național din București a fost prezent în Gorj cu această ocazie. Tinerii, alături de localnicii din satul Poiana, au participat mai întâi la Sfânta Liturghie, săvârșită de Mitropolitul Olteniei. Cei prezenți au asistat totodată la ceremonia de hirotonire a doi slujitori ai bisericii, care au devenit diacon, respectiv preot. Drag preasfințitul părintele nostru Irineu, arhiepiscop al Craiovei și mitropolit al Olteniei, pentru arhieria apărarea îndelunga petrecere, pacea, sănătatea și mântuirea lui, și pentru lucrul mâinilor lui Domnului să ne rugăm. Întreg alaiul a pornit apoi ca într-o procesiune spre dealul din apropierea bisericii, castelul Roșianu din satul Poiana fiind locul unde mitropolia va construi un centru multicultural pentru tinerii ortodoxi. Această perioadă din an e perioada în care se organizează acest eveniment cu binecuvântarea preasfințitului părinte mitropolit Irineu și după cum ați văzut, am început cu Sfânta Liturghie, apoi o să avem Agapa, de după Sfânta Liturghie pentru tineri. Scopul întâlnirii a fost acela al dezvoltării abilităților liderilor grupărilor parohiale de tineret de a iniția activități de voluntariat. Acest centru de tineret pastoral are în obiectiv întrunirea și organizarea multor probleme care să le rezolvăm. Tinerii prezenți au avut parte și de un program artistic, precum și de o agapă arhierească, urmată de lungi dezbateri pe teme biblice. Pentru prima dată. Despre familia creștină, în viața tinerilor, despre tineri mai mult, se axează pe tineri. Fac parte din formația Altița Bărbătești și am venit cu doamna Roșu să facem o prezentare. La acest seminar vom discuta despre educația religioasă în viața de zi cu zi. De pasiunea pentru religie. Din familie. Locul unde a avut loc congresul va deveni un spațiu multicultural destinat tinerilor. Atmosferă magică în Parcul Central din Târgu Jiu. 10.000 de cutiuțe din hârtie flexurată au fost amplasate pe aleile din Parcul Central. Cercetașii României au organizat pentru cel de-al cincilea an Festivalul Luminii. Aproape 150 de tineri au muncit în fiecare zi timp de două luni pentru a organiza acest eveniment care a atras sute de priviri curioase. Organizația Națională Cercetașii României, filiala Târgu Jiu, Ecaterina Teodoroiu, a organizat în Parcul Central din municipiu Festivalul Luminii. Aproximativ 10.000 de gulguțe au fost amplasate pe alei. Ideea acestui festival este bucuria lucrurilor mărunte. Din hârtie reciclabilă am făcut aceste gulguțe și am creat această atmosferă frumoasă pentru orașul nostru. Oamenii să vină, să se plimbe, să se simtă bine, să se gândească la bucuria lucrurilor mărunte, că practic din lucruri mici putem să realizăm o atmosferă frumoasă, minunată și să ne bucurăm cu toții de ea. De două luni, 150 de tineri cercetași au muncit pentru acest eveniment. Cât ați muncit la aceste gulguțe? La aceste gulguțe, să zicem, am muncit în jur de o lună de zile. Să facem, avem 3.000 și ceva de gulguțe. Și am fost toți ca o echipă, am muncit împreună, am făcut copacul dorințelor. A fost greu să organizați acest festival?
Nu a fost greu atâta timp cât faci cu plăcere, nu-i nimic greu și toți au pus suflet, deci n-a fost greu. Evenimentul a atras sute de curioși în parcul central. Mi se pare o atmosferă foarte plăcută, mai ales că acesta este Festivalul Luminii și aceste golgoțe reprezintă chiar obiectul de bază al festivalului. Printre cei care admirau golguțele de lumină, și-a făcut apariția și o mireasă. A considerat totul ca un cadou de nuntă. Chiar am întrebat pe prietenii mei dacă au făcut ea asta pentru mine. Îți consideră cadou pentru... Da, chiar da. Chiar da, nu știam. Și probabil nici ei nu știau, dar e foarte frumos. La scurt timp, pe alea care lumina exact spre proaspăta lui soție, Mirele a avut o misiune grea, să facă o declarație de dragoste. Cum ți se pare atmosfera din această seară, din parc, cu aceste luminițe? Eu nici nu mă așteptam, nu mă gândeam că o să găsesc așa ceva. Și când am intrat în parc, am zis, wow, fain, fain. Trebuie neapărat să merg mai departe să văd atmosfera, să explor. O seară mai frumoasă. Da, mulțumim. Prima ediție a Festivalului Luminii a avut loc în 2004, când câțiva cercetași clujeni și-au unit forțele pentru a le reaminti oamenilor de frumusețea lucrurilor mărunte din viața lor. Mesajul lor a fost preluat de cercetași din toată țara, iar din 2011 și de filiala Târgu Jiu a Organizației Naționale Cercetașii României. A dat atacul la pivnița vecinului, dar a ajuns într-un final în arestul poliției. Este vorba despre un bărbat în vârstă de 39 de ani din comuna Godinești, care a fost reținut sub acuzația de săvârșirea infracțiunii de furt calificat. Omul este acuzat că a furat câteva sticle cu țuică și vin din beciul unui localnic cu care urma să-și potolească setea. Nu a apucat să deguste, însă din pradă, pentru că polițiștii au dat de urmă. Individul urmează acum să dea explicații în fața procurorilor, unde va fi prezentat cu propuneri legale. Polițiștii din cadrul poliției orașului Tizman au fost puși pe jar de proprietarul pivniței, în vârstă de 50 de ani. Omul a povestit polițiștilor că locuința sa din comuna Godinești a fost prădată de hoți. Din beciul casei lipseau mai multe sticle de vin și țuică, fapt ce a determinat pe păgubit să denunțe furtul. Totodată, polițiștii mai aveau semnalată o altă spargere a unei alte pivnițe situate în curtea unui alt localnic, de unde hoțul a plecat cu mâna goală, pentru că nu a avut ce fura. Cum beciul era gol, individul însetat a țintit spre o altă sursă. După indiciile lăsate, polițiștii l-au identificat pe autor și l-au reținut peste noapte în arestul poliției. Din cercetările efectuate de polițiști, a ieșit faptul că acesta, la data de 29 mai anul curent, ar fi pătruns în locuința unui bărbat de 50 de ani din comuna Godinești, de unde ar fi sustras băuturi alcoolice. Având în vedere că individul este suspectul principal și în cel de-al doilea caz de tentativă de furt, oamenii legii au dispus reținerea pentru 24 de ore individului. Hoțul urmează să dea cu subsemnatul în fața anchetatorilor, unde va fi prezentat cu propuneri legale. Apare Giogorge a inaugurat astăzi o nouă stație de tratare a apei. Este vorba despre stația din cartierul Polata din municipiul Târgu Jiu. Investiția are rolul de a micșora cantitatea de amoniu din apa care ajunge la robinetele oamenilor și se ridică la peste 10 milioane de lei. Vă rog să îmi permiteți să tăiem această panglică, să aveți acces și dumneavoastră și colegii mei ca să vă explice despre ce este vorba aici, să încercăm să o facem la jumătate. Este prima panglică. Operatorul serviciilor de apă și canalizare Apare Giogorge a inaugurat astăzi stația de tratare a apei din cartierul Polata. În curs de finalizare sunt și lucrările la stațiile de la Preajba și Târgu Cărbunești. Potrivit reprezentanților instituției, investițiile au rolul de a micșora cantitatea de amoniu din apă. Proiectul este în valoare de aproximativ 10 milioane de lei și este cofinanțat din fonduri europene nerambursabile, fonduri de la bugetul de stat, dar și din contribuția UAT Târgu Jiu și Târgu Cărbunești. Spun că aveți în față o realizare a tratării schimbărilor climatice, fapt pentru care am primit din partea Uniunii Europene o linie financiară suplimentară pentru a realiza tratarea acestor schimbări. De fapt, este vorba de 4 foraje care au fost puse în funcțiune în anul 2010 și care, începând cu anul 2012, au început să indice pe buletinele de analiză schimbarea componenței cantității amoniului biologic din interiorul forajelor, adică din stratele acvifere care sunt între 210 și 340 de metri adâncime. Managerul proiectului a explicat cum este tratată apa înainte să ajungă la robinetele oamenilor. Din rezervorul de apă
este transmisă către cele două filtre biologice aerobice cu strat de nisip pe care se dezvoltă bacteriile și care primesc fosfor pentru hrană, o transmisă de aer oxigen De asemenea, acesta a prezentat și elemente componente ale stației de tratare. Rezervorul tampon, pompele care introduc în circuitul biofiltrelor, suflantele pentru oxigen, suflantele pentru spălare. Aici este controlul pentru corecția de pH și pentru hrana cu fosforică. Toate se introduc în circuitul ascendent prin filtru, se realizează filtrarea biologică a amoniului, după care apa este transmisă, așa cum am spus, prin intermediul pompelor la rezervorul tampon din care trag în continuare trag. În perioada următoare și stația de la Preajba și cea de la Târgu Cărbunești vor deveni funcționale. Astăzi a fost ultima ședință pentru Consiliul Local din această formulă. Mandatele consilierilor au ajuns la final. Din buletinul electoral de astăzi aflați și cine nu se mai regăsește pe lista de consilieri locali din Târgu Jiu. Astăzi a fost ultima ședință pentru Consiliul Local în această formulă. Mandatele lor au ajuns la final. Duminică 5 iunie, târgujienii vor decide noua structură a Consiliului Local și primarul municipiului Târgu Jiu. Unii dintre consilierii locali și-au luat rămas bun de la funcții, așa cum este cazul lui Iulian Dascăl, de la PSD. El nu a mai candidat din motive personale. În schimb, Predescu speră să se regăsească în structura noului Consiliu Local și să continue proiectele începute în urmă cu 4 ani. Primarul Florin Cârciumaru le-a mulțumit consilierilor locali pentru activitate și modul în care au colaborat. Vă mulțumesc pentru modul în care am colaborat de-a lungul anilor. Sincer, într-un asemenea moment, sunt emoții atât pentru mine și sunt sigur că și pentru dumneavoastră. Sunt emoții pentru că timp de 4 ani de zile am constituit o echipă. La finalul ultimei ședințe, consilierii și conducerea primăriei au făcut o fotografie de grup. Tot astăzi, primarul Florin Cârciumaru și cei doi viceprimari au achiziționat câteva opere care au fost puse în vânzare la Uniunea Artiștilor Plastici. Toți banii care se strâng din vânzarea biletelor vor merge în conturile special deschise pentru cumințenia pământului. Domnul primar Florin Cârciumaru, domnul viceprimar Adi Tudor și eu personal, am hotărât să achiziționăm una dintre operele artiștilor de la Uniunea Artiștilor Plastici, filiala Gorj, pentru a contribui la strângerea fondurilor necesare achiziționării operei. Suntem cu toții conștienți de importanța strângerii cât mai rapide a fondurilor necesare, pentru că am înțeles că termenul limită este luna septembrie anului 2016. Între timp, angajații de la primăria Târgu Jiu pun mână de la mână pentru a dona tot în același scop. Nu, până acum nu. Este o procedură în curs de derulare. Sigur că vă vom anunța la momentul potrivit când vom depune banii în contul pe care guvernul a deschis. Până astăzi, Ministerul Culturii a trimis că s-au strâns 138.000 de euro pentru achiziționarea celebrei sculpturi. Termenul limită este sfârșitul lunii septembrie. 6 milioane de euro ar trebui să strângă guvernul prin această colectă publică. Primarul în exercițiu, Florin Cârciumaru, împreună cu staful de campanie, au străbătut pas cu pas fiecare casă din cartierul Petrești pentru a reprezenta cetățenilor programul pe care îl are pentru un municipiu curat și dezvoltat. Florin Cârciumaru a declarat că își dorește să transforme orașul Târgu Jiu în orașul pe care și-l doresc oamenii și a promis că va continua modernizarea municipiului. La Târgu Jiu este nevoie de stabilitate și dezvoltare pentru un municipiu mai puternic, pentru o viață mai bună.
Antrenorul Pandurilor, Edi Iordănescu, a anunțat că nu a semnat până acum cu niciun club. Tehnicianul a readus în discuție faptul că Pandurii rămâne echipa sa de suflet și nu va semna cu grupara gorjeană decât dacă se va redresa situația financiară. Iordănescu este dorit de CSU Craiova sau Steaua. Antrenorul Pandurilor, Edi Iordănescu, a anunțat că îi va expira contractul cu Pandurii, însă nu a semnat până acum prelungirea. Nu am semnat prelungirea cu Pandurii și chiar dacă o parte din sufletul meu este acolo, nu voi semna dacă nu se rezolvă situația financiară în cel mai scurt timp. Am un regret imens că nu pot continua munca în el, că e posibil să mă despart de fani, de oamenii care m-au susținut și au crezut în mine, însă nu pot face performanță în condițiile din acest moment. Nu am semnat cu altcineva și chiar dacă sunt discuții atât în România cât și în exterior, nu voi lua o decizie până nu voi fi sigur că proiectul pe care îl voi alege, Pandurii sau alt club, va fi unul viabil, a postat Edi Iordănescu pe pagina sa de Facebook. Edi Iordănescu a preluat Pandurii în sezonul trecut și a adus echipa pe locul 3 în Liga 1, calificându-se astfel în cupele europene. Acestea au fost știrile. Rămâneți pe Gorj TV. La ora 19 începe emisiunea de promovare electorală, iar de la ora 21 urmăriți dezbaterea electorală din această seară. Noi ne revedem mâine de la ora 18. O seară frumoasă!